Aproape 2000 de kilometri parcurși într-o singură săptămână de handbaliștii de la Handbal Club Buzău. Lupii s-au întors de la Timișoara luni după o călătorie de 12 ore și vor juca mâine cu CSM București, echipă de cupe europene. Meciul se anunța a fi unul greu pentru elevii lui Pero Milošević și prin prisma faptului că au la dispoziție doar ziua de astăzi pentru a se antrena. Mâine meci cu CSM București la doar câteva zile după ce ați jucat cu Timișoara. Practic ați avut o zi de odihnă. Da, am mers 12 ore, am terminat meciul duminică seara la Timișoara, am mers 12 ore cu autocarul, am ajuns luni dimineață, ieri ne-am odihnit, la 5 am făcut antrenament. Astăzi mai avem un antrenament și mâine ne așteaptă un meci extraordinar de greu cu CSM București. Din fericire, tehnicianul muntenegrean are tot lotul la dispoziție. Însă, sportivii recent ieșiți din izolare, după ce au fost pozitivați, ar putea să nu fie în parametrii fizici ideal pentru o asemenea confruntare. Suntem cu tot lotul disponibil. Cred că e al doilea meci în care avem cel de la Timișoara și acum, în care avem la dispoziție tot lotul. Bănuiesc însă că e o stare de oboseală la nivelul echipei după excursia asta la Timișoara și înapoi. Cu siguranță da, pentru că e un drum extraordinar de lung, am avut un meci extraordinar de greu, să nu uităm că o săptămână în urmă am avut 6 sportivi ieșiți după 10 zile de stat în casă din cauza COVID-ului. Sigur, suntem obosiți, dar cu siguranță vom strânge rândurile și o să încercăm să mâine să facem totul pentru a câștiga meciul cu CSM. După meciul cu CSM București, pe Lupii așteaptă încă o excursie de 700 de kilometri duși întors, pentru că duminică joacă la Suceava, cel mai probabil. Buzoienii vor pleca vineri și vor ajunge sâmbătă în orașul din Bucovina, cu doar câteva ore înainte de partidă. Duminică vom juca la Suceava. Avem joi o zi de repaus, așa să spun. Vineri ne pregătim de meci și vineri noapte vom pleca spre Suceava. Partida de mâine dintre Handbal Club Buzău și CSM București se va disputa de la 17:30, iar intrarea în sala Romeo Iamandi se va face în limita impusă de condițiile pandemice. Un bilet costă 15 lei.